E frumos că Silvian este onest, suntem cu toții oameni, însă și pentru noi este o lecție. Și să știți că cei care ați fost amintiți în după amiaza aceasta, n-aveți niciun motiv să fiți triști, pentru că Domnul întotdeauna are promisiuni frumoase și binecuvântări date celor mai la urmă, dar nu cei din urmă. Și să știți că într-un anume sens și subiectul din seara aceasta are legătură tot cu această idee. De dimineață, așa, ca în familie, vă amenințam în ghilimele că o să continuăm cumva ideea despre marea luptă și că vom dezvolta cumva subiectul acesta. Nu știu de ce și nu știu cum, Dumnezeu avea planurile Lui. Ajuns acasă, am avut puternica impresie și dorință de a schimba cumva subiectul și de a discuta despre altceva. Așa că în această după-amiază, în timpul care îl avem înaintea noastră, o să vă provoc cu un subiect care mie mi-este foarte, foarte drag și cred că reprezintă pentru unii dintre dumneavoastră o mare provocare. Alții s-ar putea să vă placă, să vă încurajeze, dar pentru alții s-ar putea să fie un subiect greu de înghițit și o să vedeți despre ce este vorba. O să vă invit ca în momentele care ne stau deci înainte să trecem în pas repede prin Cartea Daniel. Deschideți Biblia acolo, vom citi în după amiaza aceasta mai multe versete din această carte, urmărind cumva să surprindem în câteva zeci de minute ideea de bază a acestei cărți. Acum dumneavoastră ca adventiști veți spune, bine frate, dar pe asta o știm, adică Cartea Daniel, cum să nu o știm de altfel? Unde ar fi fost Biserica Adventistă fără cartea aceasta? Dumneavoastră unde credeți că ar fi fost Biserica Adventistă fără Cartea Daniel? Știți care e răspunsul? Nicăieri. N-am fi existat. Și nu este o glumă, este o realitate. Biserica Adventistă este fundamentată pe Cartea Daniel și Apocalipsa și aici vă mai spun încă ceva și apoi intrăm în studiul nostru pentru că sunt destul de multe lucruri de urmărit. Să știți și să înțelegeți foarte clar un lucru și spun asta, repet, ca în familie ne cunoaștem, dacă sunt, să spunem, anumite lucruri pe care se transmite răspicat, sunt transmise ca în familie. Să ne iasă din cap că am putea vreodată înțelege corect cartea Apocalipsa și Daniel fără să cunoaștem Vechiul Testament, în mod deosebit Pentateucul. Niciodată, sub nicio formă, nu vom putea aprofunda aceste cărți, nu le putem înțelege corect dacă nu știm ce spune cărțile lui Moise, da? Levitic, Numeri, Deuteronomul, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Și asta e provocarea, sunt fix acele cărți care ne plictisesc când ne apucăm cu Biblia la rând. Citim cu entuziasm Geneza, apoi Exodul și când am ajuns la cărțile acestea ne-am îngropat cu totul. Dar dacă nu ți iei timp să înțelegi cum a fost cu sanctuarul, n-ai cum să înțelegi Daniel și Apocalipsa, fiindcă sunt construite pe ideea de sanctuar. Și dacă nu înțelegi Daniel și Apocalipsa, cam greu să fie așa adventist. Însă asta este altă provocare pentru altă dată, dincolo deci de partea profetică acestei cărți, sau poate complementar sau în completare cu ceea ce reprezintă cartea profetică, aș vrea de să trecem prin această istorie a cărții Daniel și să o privim astăzi, poate din nou, printr-o lumină mai altfel decât cea cu care ne-am obișnuit. Ei bine, hai să trecem printr-un rezumat al acestei cărți, și apoi voi încerca să punctez ceea ce cred eu că reprezintă miezul acestei cărți, așa cum autorul cred că ne-a lăsat și ne-a provocat să o înțelegem. Cartea lui Daniel poate fi împărțită foarte simplu în două părți, da? Cu toții știm asta. Avem niște istorii din viața lui Daniel și a prietenilor lui, și apoi avem partea profetică care a provocat pe Miller și pe noi de-a lungul istoriei. Acum, dacă ajungem la această istorie a lui Daniel, despre cine vorbim de fapt? Cine este Daniel? Este un tânăr evreu, probabil că avea undeva la 15, 16, 17 ani, care este luat în robia babiloniană. Partea aceea de Israel, da? De partea de nord a țării dispăruse de mult, și mai rămăsese regatul lui Iuda. Regatul lui Iuda este luat și el în captivitate, Daniel este luat printre robi, este dus într-o țară străină, la aproximativ 906 de kilometri de casă, traversând deșertul, și acolo încearcă împăratul, sistemul, să-i dea o nouă identitate, un nou nume, noi credințe și toate celelalte lucruri. Acum,
E interesant de văzut lucrurile cumva din elicopter, să te uiți peste istoria asta lui Israel și să înțelegi robia babiloniană din această perspectivă. Gândiți-vă ce fel de vis a avut David cu privire la regatul lui Israel. Gândiți-vă la visul lui Solomon cu privire la acest. Erau încărcate Biblia de profeții care spuneau că Israel va fi cap și nu coadă, că va fi lumina lumii. Și acum poporul acesta ales de Dumnezeu, poporul căruia Dumnezeu i-a vorbit așa cum vă vorbesc eu dumneavoastră, în istoria căruia s-a descoperit, poporul acesta este într-o robie. Poate nu la fel de cruntă ca cea egipteană, dar tot robie era. Și într-o lume antică în care atunci când popoarele se războiau și o făceau în numele zeilor, gândiți-vă ce fel de stres emoțional și spiritual trăiesc iudeii în această robie babiloniană. Pentru că în timpul acela când un popor se lupta cu alt popor, nu o făcea în numele banilor, nu o făcea în numele statutului, ci în numele zeilor. Iar dacă zeul meu, adică eu te băteam pe tine, zeul meu era mai tare decât zeul tău. 70 de ani, poporul iudeu, și asta ne arată profeții exilului, stă și se luptă cu întrebarea unde este Dumnezeul nostru. Iar ceilalți râd de ei, unde vă este Dumnezeul? După ce că vă închinați unui singur Dumnezeu, deci altă șansă nu mai aveți, noi avem mai mulți zei, putem să tragem de la unul la altul, și ăla are obiectele lui sfinte în templul nostru. Sunteți robii noștri. Unde vă este Dumnezeul acela puternic care trebuia să facă din voi un popor, un regat care să cucerească lumea? Unde vă sunt vouă visele și visurile? Unde vă sunt? Ei bine, în acest context, deci, ajunge Daniel în robia babiloniană. Și aici este confruntat cu o serie de decizii. Prima decizie, dintr-un anumit punct de vedere, este pe cât de simplă, pe atât de complicată și este pusă o decizie în fața farfuriei. Să mănânc sau să nu mănânc anumite lucruri. Daniel, la vârsta aceea, rămâne integru înaintea lui Dumnezeu și acum, după această istorie, uitați-vă cum se încheie capitolul 1. Urmăriți împreună cu versetele, împreună cu mine, căci de aici vom lega firul întregii istorii. Deci, Daniel, capitolul 1, începând cu versetul 19. Împăratul a stat de vorbă cu ei. Cu care ei? Cu Daniel și cu prietenii lui. Dar, dintre toți tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cir. Este foarte interesantă perspectiva pe care Daniel, cel care scrie cartea, o are cu privire la această istorie. Concluzia primului capitol îl are în centru pe împăratul Nebucadnețar și imaginea pe care Daniel o are despre împăratul acesta este destul de pozitivă, nu-i așa? Adică este un împărat care face o analiză a celor care sunt în fața lui și este corect în rezultate. Da? Nu merge pe nepotisme, nu dă un favor celor care erau la curtea lui mai demult, ci are puterea să recunoască că acești adolescenți evrei sunt mai înțelepți decât cel pe care ei îi cunoștea, cei de la curtea babiloniană. Asta spune multe despre Nebucadnețar și spune multe despre natura complexă a omului. Pentru că, pe de o parte, Nebucadnețar cine era? Era împăratul care distrusese Ierusalimul. Probabil că împăratul acesta era vinovat de moartea părinților lui Daniel și a rudelor lui, pentru că era din neam împărătesc. Împăratul acesta era vinovat de faptul de distrugerea templului, toate lucrurile sfinte la templu acum erau în templul lui. Ei bine, Daniel ar fi putut să scrie despre împăratul acesta toate lucrurile negative. E un tiran, este un criminal. A făcut asta poporului sfânt al lui Dumnezeu. Dar Daniel spune despre împăratul Nebucadnețar că este totuși un om care judecă. Și judecă corect și recunoaște niște lucruri. Și ne este introdus în felul acesta într-un mod destul de interesant. Apoi mergem la capitolul 2. Aici, pentru cei ce suntem adventiști, știm foarte bine capitolul acesta, da? Este visul lui Nebucadnețar. Practic,
În acest vis, Dumnezeu îi descoperă acestui împărat păgân o profeție care pentru noi este uimitoare. Cunosc o sumedenie de oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu pentru că au vrut să înțeleagă această profeție și au rămas absolut impresionați de faptul că profeția acoperă mii și mii de ani și se împlinește cu exactitate. Este una dintre cele mai uimitoare profeții din Biblie. Și din nou, o provocare. Cui dă Dumnezeu această profeție? Lui Nebucanețar. Nu prorocului Isaia, nu prorocului Ieremia, nici măcar lui Daniel. Ci Dumnezeu se descoperă unui împărat păgân, din nou, vinovat de tot ceea ce am spus mai devreme. Era până la urmă un sadic, da? Reprezenta foarte bine cultura vremii respective. Și acum uitați-vă cum se încheie capitolul acesta. Îmi pare rău pentru cei mai puțin familiarizați cu Biblia că în contextul acesta nu avem timp să trecem prin vii și să subliniem toate detaliile. Dar dacă deschideți împreună cu mine la Daniel capitolul 2, uitați ce spune textul începând cu versetul 46. Atunci împăratul Nebucanețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și mirezme. Cui? Lui Daniel, nu împăratului. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel, i-a dat daruri multe și bogate, i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus pe cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să-i dea grijă a treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Din nou, hai să punem lucrurile în context. Vorbim despre cel mai puternic om al vremii sale. Da? Istoria laică profană confirmă că regatul Babilonului la vremea aceea a fost într-adevăr cap de aur. Grădini suspendate, grădini zoologice în Babilon. Deci lucruri de neimaginat, unele poate chiar și pentru vremea de astăzi cu toată tehnologia. Împăratul ăsta era împăratul împăraților, capul capurilor. Și împăratul acesta este acum la picioarele unui tânăr evreu care avea poate atunci 18-19 ani, recunoscând că nu musculatura lui Daniel, nu înțelepciunea lui, ci Dumnezeul lui Daniel cunoaște bine timpul. Nu vrăjitorii lui, nu zeii lui, ci zeii sau zeul unui rob evreu. Robul pe care el îl cucerise dintr-un popor pe care Nebucanețar îl distrusese. Adică gândiți-vă din nou la câte bariere culturale depășește Nebucanețar aici, plecându-se la picioarele acestui tânăr. Și din nou stai și te întreb, nu vi se pare ciudat că Daniel scrie atât de pozitiv despre Nebucanețar? Dacă Daniel într-adevăr era și a fost victima victorilor lui Nebucanețar vis-a-vis de propriul său popor, te-ai aștepta ca această carte să fie o carte plină de resentimente, de ură și să vezi lucrul acesta, da? Te-ai fi așteptat ca Daniel să scrie nenorocitul acesta, păgânul ăsta. Dar iată cât de pozitiv scrie Daniel despre împărat și pe de altă parte, de la capitol la capitol, încercați să urmăriți modul gradat în care Nebucanețar începe cumva să se transforme. Prima dată recunoaște că robii ăștia sunt mai înțelepți decât ai lui, da? A doua oară recunoaște că Dumnezeul robilor este mai înțelept decât zeii lui. Și acum, haideți să mergem mai departe, pentru că timpul ne presează, la următorul episod. În următorul episod nu mai apare Daniel deloc, dar apar prietenii lui. Și știm că Nebucanețar, luat și el de, că era totuși păgân, îi putem aduce circumstanțe atenuante, face un chip de aur în Valea Dura, cheamă oamenii să se închine chipului acestuia, este luat un pic de vedetism și așa mai departe, e ușor să bei din paharul succesului, însă, în tot poporul acela, cei trei oameni rămân în picioare, are loc episodul pe care știm cu cuptorul aprins, și iată care este finalul capitolului 3. Capitolul 3, începând cu versetul 28. Nebucanețar a luat cuvântul și a zis:
Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au crezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine alături de altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi făcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Din nou, țineți cont de context. Nebucanețar nu avea în mintea lui conceptul de democrație. Da? Era un dictator. În contextul ăsta nu știa ce e libertate religioasă. Dar din nou este interesantă această conștientizare a lui, că acest Dumnezeu a robilor lui nu doar cunoaște prezentul și viitorul, dar acest Dumnezeu poate să salveze într-un chip minunat, așa cum zeii lui n-au făcut-o niciodată. Și ca o recunoaștere a acestui lucru, dă un decret care este din nou uimitor pentru lumea antică. De aici înainte, toată lumea să se închine acestui zeu, pentru că nimeni nu este ca el. Și din nou, dacă privești lucrurile din perspectiva asta, este uimitor. Și istoria, și modul în care Daniel vorbește despre Nebucanețar, dar și Nebucanețar însuși. Cel puțin până acum, dacă suntem onești cu noi înșine, înțelegem pentru a mia oară că niciun om de pe pământul ăsta nu este complet negru, pierdut, dar niciun om nu este perfect alb. Toți suntem o sumă de alb și negru, toți suntem o sumă de umbre și iată că și Nebucanețar avea propriile lui lupte, propriile lui provocări, dar este interesant că atunci când trebuia să recunoască niște lucruri, o făcea cu integritate. Și acum ajungem la capitolul 4, care este unul poate dintre cele mai uimitoare din Sfânta Scriptură, din multe puncte de vedere. Ceea ce mă interesează în seara aceasta și ceea ce a sublinia este faptul că acest capitol 4 este poate singurul capitol din Vechiul Testament scris de mâna unui păgân. Nebucanețar scrie aici cu propria mână istoria propriei lui convertiri. Scrie cu propria lui mână faptul că și-a pierdut mințile, că a stat ca un animal 7 ani, dar când l-a recunoscut pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul absolut, el este practic mântuit, convertit, este transformat. Nu știu dacă a stat vreodată și v-ați imagina lucrurile din perspectiva asta. Prin harul Domnului avem speranța, certitudinea, da? Că într-o zi vom ajunge în ceruri. Și când vom ajunge în ceruri, ne vom întâlni noi. Cu cine vrem să ne întâlnim? Cu Daniel, cu Avram, cu Noe, cu Enoch. Numai că Iisus la un moment dat va veni de braț și cu Nebucanețar. Da? Și mai ce? Ăsta e fratele vostru. El a fost un pic mai dus cu capul, dar e al vostru. Și pe el l-am iubit și iată-l aici. Și când stai și privești lucrurile din perspectiva asta, te gândești ce uimitor este Dumnezeu. Ce frumos lucrează Dumnezeu și ce profund în viața oamenilor ca să-i atragă spre El. Și iată cum se termină capitolul 4. Uitați că fiecare capitol se încheie cu această imagine cumva pozitivă despre Nebucanețar, dar aici este propria lui mărturie. Zice așa, versetul 36. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfeșnicii și cei mai mari ai mei din nou mi-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucanețar, laud, înalț, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Oameni buni, declarația asta nu e făcută de unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament sau ai Noului Testament. Nu este făcut de unul dintre apostoli, ci este făcută de un păgân, unul care a distrus Ierusalimul, care, din nou, știm istoria. Apoi, istoria aceasta a vieții lui Nebucanețar se încheie și doar ca o mică paranteză se schimbă regimul, Daniel ajunge sub un alt regim, alt împărat, babilonienii sunt înfrânți la rândul lor, ajung medoperși la conducere și acum vine un alt împărat și apare secvența gropii cu lei.
Daniel este aruncat acolo, cei ce cunoaște Scriptura o cunoașteți, istoria, ceilalți vă rog să o citiți, pentru că îți dă și speranță și curaj. Dumnezeu nostru este Dumnezeu puternic și mare și profund interesat de fiecare dintre noi. Și în acest context, în capitolul 6, începând cu versetul 24, noul împărat, noul regim, recunoaște superioritatea Dumnezeului lui Daniel. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care îl părâsără pe Daniel, au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiii lor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au fărămițat oasele. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc ca toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeu cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri. Pe pământ El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine și sub robia lui domnia lui Darius și sub domnia lui Cer Persanul. Hai să începem acum să tragem câteva lecții pentru noi. Am făcut, dacă vreți, am trecut așa ca un fir roșu prin cartea aceasta și am încercat să pun asupra acestei cărți o lumină nouă. De obicei când spunem despre Daniel, ne gândim și studiem foarte profund partea profetică. Dar să știți că și istoria cărții lui Daniel este cel puțin la fel de profundă și are pentru noi niște lecții extraordinare. Voi încerca să punctez câteva dintre ele pentru ca să înțelegem ceva despre noi, despre rolul nostru în lume și despre Dumnezeul căruia ne închinăm. Prima chestiune. De ce era poporul Israel în robie? Ce căuta în robia babiloniană? Pentru neascultare. Neascultare față de ce? Față de legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul acesta. Iar legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel este la rândul lui rezultatul unui legământ pe care Dumnezeu îl încheie la un moment dat cu un om pe nume Avram. Nu avem timpul și contextul acum, dar doar vă punctez câteva lucruri în speranța că vă deschid gustul pentru studiu. Istoria noastră, spuneam și astăzi la grupa de tineri, începe într-o grădină. O lume perfectă, relații perfecte între oameni, relație perfectă cu Dumnezeu. Totul este ideal, este raiul. Suntem creați pentru viață veșnică și totul ne stă înainte. Numai că rasa umană păcătuiește și primul element subliniat este că în contextul acela relația dintre om și Dumnezeu sare în aer. Dumnezeu se întâlnise până atunci cu Adam și Eva, era părintele lor, era creatorul lor, era cea mai frumoasă desfătare a vieții lor să se întâlnească cu cel care îi iubea și pe care îl iubeau. Și când păcatul intervine în viață, Adam și Eva fug de Dumnezeu ca de un dușman. Imaginați-vă că v-aș duce acum acasă, deschideți ușa, abia așteptați să spuneți celor dragi ce a fost la biserică și îi fug îngroziți de dumneavoastră. Nu le-ați făcut nimic, n-ați greșit cu nimic, dar vă privesc ca pe niște dușmani. Cum v-ați simți? Apoi, istoria asta continuă și ajungem la istoria Babilonului. Toată lumea unită, e adevărat, într-un scop pervers, dar toți vorbeau aceeași limbă, toți aveau același scop. Numai că Dumnezeu intervine și cumva din cauza păcatului, neascultărilor, se rupe și a doua relație. Din momentul acela vorbim limbi diferite, suntem noi și voi, noi locuim aici, voi dincolo, granițe, separare. Din momentul acela, toată lumea este făcută ca un vas de plin de cioburi. Este spartă în bucăți. Și de atunci și până acum, spuneți-mi dumneavoastră, ce este mai simplu când te întâlnești cu un om? Să cauți punctele comune sau să vezi diferențele? Diferențele! Cred că vă mai spuneam cândva despre cartea aceea, de fapt foarte bine cunoscut ar trebui să fie. Toți sunt normal până ajungi să-i cunoști. Da? Te întâlnești cu cea, băi, ce om extraordinar, extraordinar. Și apoi vezi că și omul ăla e om dacă e relația continuă și începi să schimbi referenul, să zici, a, m-am lămurit și cu ăsta. Păi iată-l ce face. Dar întotdeauna, uitați-vă în dialogul nostru, dacă vreți, între biserici, întotdeauna punem accent pe diferențe. Noi gândim aia, voi gândiți aia și așa mai departe. În capitolul 12, când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îi zice, ieși din casa ta, ieși din familia ta
De ce, Doamne? Am ADN-ul mai special, sunt mai interesant decât alții? Și Domnul zice, nu. Te chem prin har pentru că am un plan cu tine. Și care e planul lui Dumnezeu cu Avram? Hai să vedem împreună la Geneza capitolul 12, de unde pleacă totul. Să vedeți care este planul lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu să facă cu oamenii, evident cu lumea, da? 12, versetele 2 și 3. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și atenție! Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vreau să vă spun ceva și n-am timpul să accentuez asta. Dacă noi suntem astăzi în biserica asta, dacă suntem aici acum, suntem ca urmare a acestor cuvinte. Când Dumnezeu rostește ce rostește vis-a-vis de Avram, s-a gândit și la mine și la dumneavoastră. Noi suntem urmașii spirituali a lui Avram, asta ne spune tot Noul Testament. Noi suntem chemați să împlinim această promisiune. Și atunci când Israel, ca urmașa lui Avram, apare ca popor, Dumnezeu întotdeauna n-a gândit, Dumnezeu niciodată n-a gândit exclusivist, n-a gândit la scară mică, ci Dumnezeu a vrut să câștige lumea prin Israel. Citită cu atenție Biblia, este cert că Dumnezeu nu a dat sabatul evreilor, ci Dumnezeu a dat sabatul lumii prin evrei. Dumnezeu nu a dat sanctuarul evreilor, ci Dumnezeu a dat sanctuarul lumii prin evrei. Dumnezeu a dat legea lumii prin evrei. Ei ar fi trebuit să asculte de legea lui Dumnezeu și de legământul lui și prin această ascultare să devină cap, să devină exemplu, să devină publicitate pentru Dumnezeu și apoi aduceți-vă aminte de profețiile lui Ieremia și Isaia. Tot pământul să vină și să zică, băi, de ce sunteți voi ceea ce sunteți? Care este secretul prosperității voastre, creșterii voastre? Și ei să spună, avem un alt fel de Dumnezeu. Israel a fost mare ca popor când l-au înălțat pe Dumnezeu. Când Dumnezeul lor a fost Dumnezeul unic, ei au fost popor unic. Când Dumnezeul lor a devenit ca ceilalți zei, ei au devenit ca celelalte popoare. Din această cauză, Israel ajunge în Babilon. Este cauza neascultării lor. Dar mai este o cauză, frați și surori. De mii de ani, Dumnezeu se chinuie prin poporul acesta să aducă pe alții la cunoștința adevărului. Când Israel pleacă în robie, nu pleacă doar ca neascultare pentru încălcarea legământului, dar pleacă, dacă vrei, și într-o misiune de evangelizare forțată, într-un anume sens. Și acum gândiți-vă la un lucru. Printr-un singur om, un puști inițial, Daniel, și dacă vrei și prin prietenii lui, Dumnezeu ajunge să se descopere celui mai puternic om al vremii lor. Și nu doar Nebucanețar, apoi Cir, apoi Darius. Dumnezeu face, într-un mod absolut paradoxal, prin Daniel, ce ar fi putut și ce ar fi vrut să facă prin tot poporul Israel. Face în vreme de robie ce n-au făcut ei în vreme de libertate. Înțelegeți paradoxul? Și paradoxul ăsta îl vedem și în cartea lui Iona și peste tot. De multe ori, după ce citești, de exemplu, cartea lui Iona, stai și te întrebi, băi, frate, care e omul Domnului și care nu? Care e misionarul și care nu? Că se pocăiesc mai repede păgânii decât prorocul Domnului. Și aici, dacă vreți, este o primă lecție pentru noi. Deci, primul lucru, și îl subliniez, Dumnezeu niciodată n-a gândit minimal și restrictiv. Dumnezeu iubește tot pământul și face tot ceea ce depinde de El să câștige pe toți cei ce răspund chemării sale. Al doilea lucru, Dumnezeu ne-a chemat pe noi ca popor, cum i-a chemat și pe evrei, să fim misionarii pământului acestuia, vremilor noastre. Este onoarea noastră. Dumnezeu spune, ți-am dat ceva extraordinar și nu ți-am dat să te îngrași tu, să te îmbogățești tu. Ți-am dat să spui lumii ceea ce ai primit de la mine. Frați și surori, niciodată însă să nu vă înșelați crezând că dacă noi nu ne facem lucrarea, Dumnezeu nu și-o va face. Că Dumnezeu acum este limitat la noi
Și dacă biserica asta stă și nu își împlinește misiunea, s-a blocat totul. Dumnezeu are oamenii lui în lumea aceasta și va folosi. Dacă nu are oameni, spunea Iisus, va vorbi prin pietre, dar El își va face lucrarea. E onoarea noastră, este privilegiul nostru, este datoria noastră, dar Dumnezeu nu este niciodată limitat la noi. Nu ne vom face lucrarea, vom primi răsplata pentru asta, dar Dumnezeu își va chema oamenii din lumea aceasta. Când vorbești despre Nebucanețar, n-ai cum să nu faci, dacă vrei, comparații și cu faraonul Egiptului lui Moise. Și dacă te uiți în istoria aceea, din punctul meu de vedere, Dumnezeu îl iubește și pe faraon așa cum îl iubește și pe Nebucanețar. Și chiar și prin plăgi, Dumnezeu a încercat să-i spună lui faraon, sunt aici, deschide ochii. Cum ar fi fost dacă faraon ar fi spus și el ca Nebucanețar, da? Recunosc că Dumnezeu e mai puternic decât zeii mei. De fapt, la un moment dat, presat de situație, spune aici mâna Domnului, dar a ținut-o pe a lui. Am o întrebare pentru dumneavoastră, la care să medităm. Dacă printr-un singur băiat evreu, în captivitate, rob, Dumnezeu face această lucrare extraordinară, ajungând la cei mai puternici oameni ai vremii, ce ar fi putut să facă Dumnezeu pentru un popor de mii de oameni dacă oamenii aceștia i-ar fi fost supuși? Cum ar fi arătat lumea? Cum ar arăta societatea noastră dacă biserica astăzi și-ar împlini lucrarea? Dacă și noi, și aici o spun cu toată sinceritatea și de aici încolo să vină acea gălușcă greu de înghițit pentru unii, cum arăta lumea asta dacă noi n-am mai împărțit asemenea evreilor lumea noi și voi? Noi sfinții, voi necurați. Noi și voi. Cum arăta lumea asta dacă am gândi, ok, noi și voi, dar într-o zi ca să fim toți noi? Suntem frați, suntem copii a aceluiași Dumnezeu. Dacă biserica aceasta, Speranța, și-ar împlini lucrarea așa cum ne-a învățat Dumnezeu, cum ar arăta Târgoviștea, cum ar arăta județul și așa mai departe. Dacă fiecare dintre noi și-ar face lucrarea, dacă Dumnezeu o face printr-un băiat rob, gândiți-vă ce poate să facă prin noi. E provocarea noastră a fiecăruia. Apoi, următorul lucru pe care vreau să subliniez astăzi este acesta. Și asta spune multe despre Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru poate lucra oriunde cu oricine. El nu-i limitat de noi. De altfel, ia urmăriți Biblia cu atenție. Deschizi Scriptura și de multe ori noi o citim cumva pe repede înainte, așa cu niște ochelari de cal, doar în ceea ce am auzit de la anvo, în ceea ce am primit în stânga, în dreapta. Dar spargeți un pic barierele. Vorbeam de Avram la un moment dat, da? Citești despre Avram și la un moment dat, de nicăieri în istorie, apare un nene, Melchisedec. Și Avram îi dă zecime, Avram îi se închină ca unui preot al marelui împărat. Cine e Melchisedec? Este atât de obscur personajul ăsta în Biblie, încât unii spun că ar fi Hristos înainte de întrupare, ceea ce e fals. Este un personaj istoric, că poate fi un simbol, e altceva. Însă este un om despre care Biblia tace, însă e un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Este cel că Biblia de multe ori și ea limitată în timp și spațiu urmărește firul foarte îngust al istoriei, dar istoria este mult mai complexă. Imaginați-vă sau aduceți-vă aminte despre magi la nașterea Domnului Iisus Hristos. Ia să citiți în Iisus, în viața lui Iisus sau Hristos, lumina lumii, cum o știm, ce spune le noi despre magi. Oameni buni, oamenii ăștia citeau profețiile ebraice și le-au înțeles mai bine decât preoții de la templu. Când au văzut steaua, au înțeles mai multe decât au înțeles tot sistemul religios ebraic. Și au venit de departe să se închine unui rege care nu era al lor, prin origine și așa mai departe. Mai mult decât atât, Ellen White are niște afirmații extrem de interesante, cum că ei aveau propriile profeții despre un împărat care urma să vină. Și din nou, asta ne arată că Dumnezeu lucrează într-un mod poate tainic, necunoscut nouă, și altor oameni. Că
că îi cheamă și pe ei, că iubește, că știe. Apoi, noi mereu vorbim despre Canaan și cucerire. Iar îl scoatem pe Dumnezeu la boxa acuzațiilor, de ce i-a omorât pe aia, de ce porunci ciudate pentru noi, de ce atac ruzime. Dar ia gândiți-vă, în contextul cuceririi Canaanului avem pe Rahav, e salvată de Dumnezeu? Ea e pe gabaoniți care prin minciună practic îi scapă viața, dar Dumnezeu, fiindcă Iosua a promis că nu-i va omorâ, a zis nu vă atingeți de ei, și când Saul peste sute de ani încalcă legământul, există pedeapsă acolo și una crudă. De câte ori te uiți în Sfânta Scriptură? Uită-te în genealogia Domnului Iisus Hristos. Într-o vreme în care, să mă iertați, da? Așa era cultura, da? Nu eu zic asta. Erau animalele și apoi erau femeile și apoi romanii și ceilalți. Într-o astfel de vreme, în genealogia lui Iisus, sunt patru femei care apar acolo. Și toate cu o istorie extrem de dubioasă. Niciuna nu a fost o neprihănită. Dumnezeu, din nou, iubește pe oricine, caută pe oricine. Iar asta îmi place enorm de mult la Dumnezeul nostru. Iar pentru asta, aș vrea să vă citesc ceva ce s-ar putea să șocheze pe mulți dintre dumneavoastră, pentru că este contrar a tot ceea ce ați auzit de-a lungul istoriei vis-a-vis de mântuire și alte lucruri, și mă apropii ușor-ușor de încheiere. Vă mai spuneam poate în alt context, am mai spus-o în diferite cercuri, nu știu de ce și cum, dar mie îmi plac foarte mult aeroporturile. Îmi place să călătoresc cu avionul și îmi plac aeroporturile. Sunt niște locuri extrem de interesante, de moderne în general, de curate. Îmi place tot tumultul ăla de oameni. Pe câțiva metri pătrați auzi tot felul de limbi ale pământului, stând acolo, fiecare cu destinația lui. Și stai uneori, stăteam și zilele astea când am venit cu avionul și mă gândeam așa, în tumultul ăsta al vieții, da? Mii de oameni care pleacă și vin, care zboară, care circulă, care... Pe câți dintre noi cunoaștem noi și pe câți îi cunoaște Dumnezeu? Uneori avem impresia cumva intuitivă că dacă eu mă aflu într-un avion și eu sunt adventist, avionul ăla nu o să cadă, dar la altele da, că acolo nu sunt adventiști. Oare chiar așa să fie? Dumnezeu nu-i cunoaște și pe oamenii aia, Dumnezeu nu-i iubește și pe ei, nu-i interesat de fiecare dintre noi. Și apoi încă un lucru, spuneam și de dimineață, dacă noi cunoaștem adevărul, avem noi vreun merit? Într-o lume atât de largă, cu atât de multe idei, tama nouă ne-a fost descoperit adevărul. Peste este un privilegiu, este un lucru care trebuie să ne responsabilizeze, nu care să ne facă să umblăm cu nasul pe sus, că noi acum suntem privilegiații Domnului și pe toți să-i lasă să-i ardă focul. Și în contextul ăsta, iată ce scria Sora White. Îmi pare rău că n-am mai stat să mai chinui tehnicul acum cu PowerPoint-ul și așa mai departe. V-aș și pus pasajul să-l citiți și să-l vedeți și dumneavoastră. Dar, pentru cei ce vreți să vedeți, dacă eu ce citesc aici este fake news sau adevărat, căutați revista Semnele Timpului, 7 august 1893. Ellen White cu mâna ei scrie un articol și spune așa: fiți atenți, nu vă ridicați, stați pe scaune, s-ar putea să leșinați. Chiar și printre păgâni sunt unii care prețuiesc spiritul bunătății, care au oferit tot ajutorul care le-a stat în putere misionarilor care le-au fost trimiși. Printre cine? Păgâni. Șocul urmează. Ei se închină lui Dumnezeu în neștiință și multora dintre ei mesajul luminii nu le este niciodată adus. Totuși, ei nu vor pieri, pentru că vor primi binecuvântarea, deoarece au împlinit lucrările lui Dumnezeu. Mulți care n-au auzit niciodată mesajul mântuirii sunt total pregătiți să primească lumina. Ei vor auzi mesagerul vieții care aduce mesajul vieții, cum spune: prin urmare, voi celor care v-ați închinat fără să știți, eu vă vestesc că Dumnezeul care a făcut lumea și toate lucrurile, deoarece El e Domnul celor și pământului. Cât de surprinși și bucuroși vor fi în inimile celor mai smeriți dintre națiuni și dintre păgâni să audă de pe buzele Mântuitorului,
căci am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat, în temniță și ați venit pe la mine. Ei vor răspunde spunând, Doamne, când te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci, sau înțetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și ai venit și am venit la tine? Și împăratul îi va răspunde, adevărat vă spun, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Știați că în ceruri vor fi oameni care acolo vor afla pentru prima dată că există Hristos, vor deschide ochii la înviere, vor ajunge în cer și vor spune, ok, sunt în viață, unde sunt cei cu mine? Și Hristos va veni și le va spune, hai să spun cum ai fost mântuit. Și acum vă spun ceva, sau vă întreb ceva. Fiindcă suntem oameni, fiindcă suntem păcătoși, merg pe logica asta noastră, da? Nu adun neapărat argumente super sfinte. De acum ne va sta nouă, Doamne ferește, ca la venirea Domnului să te uiți cum cetatea noi Ierusalim coboară, cum oamenii ăștia sunt în ea și tu care vin la biserică, care ai dat zecime, care ai predicat, care ai învățat pe alții, ești pe lângă. Pentru că dincolo de teorie, pentru că dincolo de fapte rituale, tu n-ai fost niciodată într-o legătură reală și profundă cu Dumnezeu, nu ai lăsat să schimbe viața, n-ai învățat ce înseamnă bunătatea și dragoste. Noi întotdeauna textul ăsta îl punem în dreptul sfinților. Ei, din neștiință sau conștienți, dar fără să contabilizeze, ei au îmbrăcat, ei au făcut. Ele nu ar pune textul ăsta în dreptul cui? În dreptul unor păgâni. Subliniem că ei nici nu știu că fac asta pentru Dumnezeu, dar nu vor pieri. Așa să vă întreb ceva în seara asta. Puteți iubi un astfel de Dumnezeu? Puteți să vă închinați un astfel de Dumnezeu care nu are în el nimic atât de sadic, atât de bolnav, atât de negru, încât să ucidă pentru veșnicie oameni care au avut ghinionul să se nască în timpul și locul nepotrivit, ei nu au auzit Scriptura. Eu pot să iubesc un astfel de Dumnezeu. De fapt, ăsta e Dumnezeul pe care îl caut. Un Dumnezeu care mă iubește și pe mine așa cum iubește pe oricine. Faptul că eu sunt la amvon nu mă face mai bun sau mai rău ca altul de pe stradă care încă n-a cunoscut cuvântul. E doar un privilegiu pe care Domnul mi l-a dat și mie. Atât. Ăsta este Dumnezeul pe care Biblia ni-l descrie și ăsta e Dumnezeul pe care Cartea Daniel, certificatul nostru de naștere, ni-l descrie. Un Dumnezeu care e interesat de Nebucanețar, un Dumnezeu care vrea să-l cucerească pe omul acesta. Pentru că, oameni buni, când un Nebucanețar își convertește viața la Dumnezeu, toată națiunea se schimbă. Trăim într-o lume extrem de complexă. Și să știți că multe dintre fundamentele pe care noi le avem în viața noastră, luate așa din bătrâni, nu mai sunt astăzi reale. De exemplu, astăzi toate studiile care sunt făcute și nu de organizații religioase spun că Europa a încetat să mai fie creștină. Noi de multe ori avem impresia că singura chestie pe care trebuie să o facem în misiunea noastră, în evanghelizare, este să-i convertim pe ceilalți la un anume raționament logic al Bibliei. Adică și ei și noi avem o bază creștină, cunoaștem Biblia, îl cunoaștem pe Dumnezeu, numai că ei înțeleg greșit și dacă reușesc să le schimb gândirea, ei vin la Dumnezeu. Studiile de astăzi spun că Europa nu mai este creștină. Chiar și oamenii care declară că ei cred în Dumnezeu, dacă îi întrebi în ce Dumnezeu cred, este o chestie foarte vagă, este o divinitate undeva, cumva, deasupra noastră, dar nu este Dumnezeul personal, autentic, real al Scripturii. Un Dumnezeu palpabil, o altă ființă care vrea să aibă o legătură cu noi. Trăim într-o lume în care oamenii și dacă îl caută pe Dumnezeu, fug de biserici ca ăla de tămâie. Pentru că s-au fript, pentru că au tot felul de răni și așa mai departe. Ei bine, într-o astfel de lume în care am ajuns la 8 miliarde de locuitori,
și care crește într-un ritm care îngrijorează pe toți oamenii de știință. Dacă vorbim despre noi, Biserica Adventistă la momentul ăsta are 20 de milioane de membri. Am pierdut jumătate din ce spuneam noi înainte, că eram în jur de 40 de milioane. Statisticile spun că am pierdut jumătate dintre membri. 20 de milioane de oameni la 8 miliarde de oameni. În fiecare secundă se nasc alți copii, alți copii și alți copii. Vreau să vă întreb, când și cum vom ajunge noi la toți oamenii aceștia? Când și cum le vom spune noi tuturor acestor oameni despre Dumnezeul dragostei? Misiunea este una imposibilă pentru noi. Până în alta, Dumnezeu mă răspunde așa, du-te pe scara blocului tău, du-te între vecinii tăi, du-te între prietenii tăi și vorbește oamenilor despre un Dumnezeu care e profund interesat de ei, care iubește și care vrea să ia în ceruri. De altfel, oamenii care vin în biserică în ultimii ani și care și rămân în biserică, sunt în general oamenii care au cunoștințe în această biserică, rude, prieteni. Pentru că, în general, așa gândim toți psihologic, noi urmăm un om. Ne place un om și apoi vrem să vedem cum gândește, de ce gândește așa, ce în spatele lui. Și oamenii ușor, ușor îl cunosc pe Dumnezeu. Apoi oamenii vin la biserică dacă au încredere în cel ce l-a chemat la biserică. Mai greu intră acum străini de nicăieri în biserică și vor să fie neapărat ai Domnului. Dar dincolo de toate aceste lucruri, repet, misiunea pe care noi o avem este una care ne depășește, este imposibilă. De aceea îmi place acest Dumnezeu al Scripturii, care n-aruncă în pierzare veșnică pe unii care încă nu au auzit cuvântul. Un Dumnezeu care iubește pe toți. Este cert că atunci când va veni Domnul, se va bucura din veșnicie în veșnicie de toți mântuiți. Dar dați-mi voie să cred, fără un argument neapărat teologic, fără să fac din asta o doctrină sau motiv de ceartă cu careva, dați-mi voie să cred că Tatăl nostru, ca un părinte perfect, desăvârșit, din veșnicie în veșnicie va suferi și pentru cei ce nu vor fi acolo. Nimeni n-are cum să înlocuiască în inima unui părinte un copil pierdut doar pentru că are alții pe acasă. Pentru că fiecare e unic în felul lui. Nimeni din universul ăsta nu este mai interesat să fie lumea salvată ca Dumnezeu însuși. De aceea, în această ocazie, am ales cumva să vă provoc cu acest subiect. Să încercați să vă identificați un pic rolul dumneavoastră în lumea asta și rolul dumneavoastră ca niște copii al lui Dumnezeu. Ca unii care venim sâmbătă de sâmbătă aici, care deschidem Scriptura, care ne bucurăm că știm adevărul. Ok, și ce faci cu asta? Și să știți că prea multe opțiuni nu avem. Fie putem face ca evrei, punem mâinile așa, ne bosunflăm și spunem, dar nu e adevărat, dar nu e corect, dar nu e bine. Cum adică Dumnezeu să-i aducă și pe ceilalți? Vă știți aminte când Iisus a fost pe pământ? A arătat har față de o femeie cananeancă, a arătat har față de un sutaj roman, și a lăudat credința. Ce făceau evreii? Își rupeau măselele scrâșnind din dinți. Cum să-i zică Iisus ăstuia că va fi la masă? Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Putem adopta această atitudine? Sau astăzi ne putem deschide mintea și inima, înțelegând că dacă suntem ceva, suntem doar prin dragostea și harul lui Dumnezeu. Și că la rândul nostru putem fi dragoste și har pentru alții. Și să ne bucurăm, oameni buni, când alții vin spre Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun nu este o teologie, nu este, este doar o, dacă vreți, conștientizare personală. De-a lungul vremii, lucrând cu oameni, mi-am dat seama de ceva. În mod tipic, noi spunem așa, că biruința în dreptul unui om este atunci când el vine la biserică, cunoaște adevărul. Acum vorbim ca între noi, ca în familie, da? Trece prin manualul de doctrină, l-ai botezat și în biserică. Ai biruit, ai câștigat, e un om câștigat. De-a lungul vremii mi-am dat seama de un lucru. În ce fel de lume trăim noi? Pentru mine este o biruință atunci când un om face jumătate de pas în direcția bună. Dacă o jumătate de pas un om a făcut-o în direcția bună, aia este o biruință imensă. Dacă un om, de dragul lui Hristos, ia o decizie bună în viața lui, e o luptă câștigată. Poate nu e o luptă finală,
Dar e o bătălie. Pentru că fiecare dintre noi știm ce grea e lupta cu păcatul și știți de unde? De o viață stăm prin biserică, de o viață ne frecăm dosul de scaunele astea și unii ne luptăm cu aceleași păcate din tinerețea noastră. N-am reușit să trecem peste bârfă, n-am reușit să trecem peste răutate, peste invidie și peste multe alte lucruri care ne macină viața și ne face să fim nefericiți, frustrați și în biserică și în lume. Dar cu alții suntem extrem de exigenți. Slavă Domnului când un om de dragul lui Dumnezeu face un pas bun în direcția potrivită. Și ca să vă stric de tot și să dați cu pietre în mine după, vă mai spun încă o conștientizare personală. Este bine, este frumos și am toate argumentele din lume când un om vine în această biserică adventistă așa cum este ea. Este un loc extraordinar în care poți să-L cunoști pe Dumnezeu, să crești. A fi adventist de ziua șaptea, nici nu ne dăm seama ce binecuvântare, dacă vreți, spirituală și emoțională este. N-ai niciun stres psihologic și emoțional că într-o zi cineva cu Biblia în mână va putea să-ți arate altceva. Iar dacă îți va arăta altceva, că adventist urmează Scriptura, adică care e stresul? Noi nu suntem aici să apărăm un pachet doctrinal, ci suntem aici să cunoaștem adevărul și să-l trăim. Așa că orice om care îl cunoaște pe Domnul într-un fel sau altul va ajunge aici. Dar dacă nu va ajunge, eu unul mă bucur. Dacă un om, un bețiv, un adulter, un om care a făcut nu știu ce, îl cunoaște pe Dumnezeu chiar și în biserica ortodoxă și schimbă viața, eu spun slavă Domnului. Dacă e sincer și onest, va descoperi adevărul mai târziu și va ajunge poate într-o zi și aici. Dar dacă el de dragul lui Hristos se schimbă viața, e foarte bine, că e la penticostal, că e la baptiști. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și să intervină în viața fiecăruia așa cum știe mai bine. Asta nu ne absolvă de misiunea noastră. Nu duceți lucrurile în extreme. Ci încercați să vedeți peisajul colorat așa cum este de fapt el în realitate. Fiți o binecuvântare acolo unde sunteți. Nu încetați ca în mod intenționat să aduceți valoare oamenilor din jurul dumneavoastră. De asta ne-a chemat Hristos la El. Orice om care cunoaște adevărul este fie un câmp misionar, fie un misionar. Eu m-aș bucura să fiți toți misionari astăzi. Ca bucuria descoperirii lui Hristos, adevărului să vă facă să vă ardă sufletul, spunând și altora, într-un mod matur, coerent, relevant, despre un Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu să ne ajute ca într-o zi când vom ajunge în ceruri, nu să ne bucurăm doar că suntem noi acolo, ci să ne bucurăm că într-o zi vom primi o cunună la Marea de Cristal și cununa aceea va fi plină de stele. Oameni în care Dumnezeu a investit și prin mine și prin tine. Și dacă Domnul de-a lungul istoriei a vorbit lui Balaam pentru o măgăriță, lui Petru printr-un cocoș, lui Iona printr-un pește, va vorbi Domnul și printr-unul ca mine și ca dumneavoastră. Tot ce trebuie să facem este să ne supunem Lui. Amin.